Măsuța asta, pe lângă cărnile voastre, sunt niște cartonașe. Din aceste cartonașe, 8 sunt întrebări, ultimele 3 sunt niște ilustrații cu niște mesaje. Dragi! Nu, hai la noroc, ure? Hai la noroc. 1, 2, 3! Da, tu primul. De... Cine a fost prima ta dragoste? Era băiatul care avea cele mai proaste note din liceu și, în mod ironic, eu eram fata care învăța cel mai bine. S-a fost tare de mult, stai să-mi aduc aminte. Adică educatoarea, de la grădiniță. Uh-huh. M-am îndrăgostit de ea. Un băiețel din clasă? Dacă nu mă înșel, dar poate nu, de fapt un băiețel din clasă tot a fost dragoste, dar nu prima, un băiețel de la țară cu care pășteam vacile împreună. Vadim Chiper, dacă o să vadă asta, la grădiniță, era așa simpatic, cred că avea și o gropiță, dar am chipul bine imortalizat. Dar a fost o fată cu care noi ambii am început să fim împreună și ambii ne-am pierdut virginitatea împreună și eu cred că asta e tare nice. De la cine sau unde ai aflat? Cum se fac copiii? Eu am impresia că eu tot timpul știam. Da, eu doar am impresia. Când eram mici și eram pe afară, cred că noi vorbeam între noi și ce auzisem, ce aflasem, ce mai Deci nu spuneam. Am văzut la părinți. Nu. Da. Nu. Eu, de exemplu, nu pot să spun întrebarea, dacă stau să mă gândesc, chiar nu țin minte de unde am aflat cum să fac copii. Băi, întrebarea asta e așa, de unde am aflat ce înseamnă sex sau de unde am aflat cum să fac copii? Pentru că copiii am aflat cum să fac la biologie, dar sex am aflat din porno discuri pe care le-am găsit la soarme în dulap. Că da, copiii la biologie, în clasa... Căză acolo, nouă, câtă să învață. Dar cum să fac copii? Eu până mai am... Băi, hai, du-te, băi. Am aflat de la mama mea. În general, cred că am norocul să mă fi născut într-o familie în care s-a vorbit foarte deschis despre subiectele astea. Și cred că aveam 7 ani, cred că eram casa întâie, da, dacă nu mă înșeală memoria. Și mama chiar mi-a explicat gen organ feminin, organ masculin, fără barză, fără varză, fără multe povești. De la un prieten... care era cu 2 ani mai mare decât mine, el mi-a povestit destul de grafic tot procesul. A desenat? Nu, dar a reușit să-mi povestească prin semne, prin... Uh-huh. Da. Și prietenul meu bun, care se numește Viorel. Atunci am aflat în linii mari. Dar mai precis am aflat un pic mai târziu. Asta dintr-o... la ce vârstă? Cred că aveam jur de 10 ani, poate 12. Asta a fost primul tău contact cu aceste cu acest subiect, da. Da? Da. Eu foarte mult m-am gândit așa, până ni s-au confirmat sigur de unde se fac copii. Dar prea nici cineva și s-au confirmat, da? Nu, pe internet am aflat. Da? Da, la modul serios. Că chiar o perioadă de... Și dacă, eu mă gândesc, dacă nu era internetul, când era, ea ca care era vârsta la care era să află. Păi am mai avea să spun. Tu îți închipui? Cum a fost prima discuție cu părinții despre schimbările prin care trece corpul nostru în adolescență? Eu n-am avut așa discuții niciodată cu părinții. Și de fapt, unica discuție care am avut-o cu maică mea a fost atunci când a venit prima dată ciclul. Eu știam ce e asta, la noi în clasă deja toate fetele răbufneau de forme. Eu eram cea mai rămasă în urmă, normal că sufeream din cauza asta. Dar când asta s-a întâmplat, eu cumva aveam background-ul din clasă și pur și simplu am avut o discuție cu maică mea. Dar așa discuții despre maturizare, despre ce se întâmplă cu mine, n-am avut niciodată. Menstruația. Așa, da. Episodul. Sporniște sângele, eu, mama, eu am sânge și ea m-a luat de mână. De fapt a fost frumos, dacă eu stau să mă gândesc. Anume la acest capitol, noi am vorbit deschis, drept că accentele erau pe faptul că, uite, de acum înainte tu poți să faci copii. Da. Și ai grijă de tine, uite, în sensul ăsta, nu că menstruația este ceva frumos, e despre fertilitate, feminitate. Adică eu, de exemplu, așa le-aș explica fetelor. N-a fost. Next? Absolut deloc? Nu. La tine, cum a fost? A fost absolut normal, o ferească, nu știu cum... Cel puțin pentru mine ca fată, gen ciclu menstrual, cred că asta e una dintre schimbările prin care trece corpul. Exact așa, avem acasă două fotolii
Și de regulă erau două situații în care noi discutam pe fotoliile astea. Dacă noi am făcut ceva prost și cu fratele meu ne așezam eu pe un fotoliu și el pe altul, sau că noi așa aveam discuții de astea generaliste, așa, de cultură generală, cumva. Eu cred că noi nu prea avem așa discuții ca băieți, că la noi cam nică nu se... Tu n-ai avut sosași în flight când erai mali? Da. Țin minte așa ceva? Poate și am avut, dar nu țin minte așa. În pubertate se umflă sosași la mușiși. Pubertate se numește asta? Nu, eu ești mai mult în băz decât țin minte. M-a scolat dimineața și nu știu, mă dureau sânii. Da. Da? Și când pun așa... Crește eu, cred că. Dar până așa... Era înainte de menstruație. Da, ca să înțelegi, adică la, până la perioada asta, pe la, nu, la băiat a picam drept. Drept, da. Aha. Și pe urmă nu știu să stea și pun mâna, știi, și sunt un fel de, parcă un fel de bile, așa, un fel de, știi, chiar la mamelon, da? Da, mameloane. Și eu înțelegem și se petrece, că n-am mai avut așa ceva, înțelegi? Asta prin clasa 8-a. A 7-a, 8-a, cam așa ceva, știi? Aha. Dar hai că tu primești plăcerii, lasă de-a mă primești. Și eu nu înțelegem și mă duc eu la școală. Aha. Și întreb, pasani, voi... Tot înapoi. De asta s-a avut? A, da, dar la mine a fost început asta încă, de exemplu, toamna trecută. Tu erai mai întârziat. Da, și ca muia să începe în momentele astea când unul prinde mărebdea să-i crească părul subțoară, știi? Aha. La unul mărebdea să înflă țâțele, știi? Și apoi tu trebuie să și știi cu dânșii. Cum ai făcut rost de primul prezervativ pe care planificai să-l folosești? Eram anul întâi de facultate la farmacie. La farmacie. Doar că, într-adevăr, am așteptat să treacă, nu știu de ce mă simțeam prost în fața la niște bărbați, tot erau acolo la farmacie și am așteptat ei să iasă după care am cumpărat. Am un, cred că, fără nicio treabă, măcar să fie și președintele acolo. Este o farmacie în orașul în care am crescut, Ialoveni, și normal că am făcut un pic de repetiții. Sigur, exact, am ales cuvintele care o să le spun în farmacie. Care a fost privirea omului? Nu mai țin minte vânzătoarea, dar țin minte că a trecut brici tot. Eu am primit ceea ce am vrut și am cumpărat nu unul, dar mai multe, pentru că știi cum, dacă... Asta e una, și a doua, decât să mai trec încă o dată prin umilința asta, mai bine. Tu atunci ai simțit-o așa, da? Eu am simțit-o ca și un test. Un test major, că eu trebuie să... În primul rând, eu nu sunt o persoană matură încă. Eu trebuie să vin într-o farmacie și să cer nu pectusin sau gematagen, dar prezervative. Și nu unul, dar mai multe. Și tu-ți închipui? Tu-ți închipui? Eu aveam prezervative. Țin minte că sori mi-au găsit un prezervativ la mine. Eu aveam vreo 23-24 de ani și aveam un prezervativ în geantă și, Doamne ferește, scandalul a făcut. Da, și tu le-ai povestit părinților. Ferește, da, că eu am prezervativ în geantă. În loc să se bucure pentru mine, știi, cumva. Că te protejeze. Eu cred că atunci l-am procurat, eu nu prea țin minte, dar eu țin minte anume scandalul ăsta. Le-am cumpărat, da, am cumpărat. Așa de simplu? Da. Da, și da, cum da. Te-ai dus la magazin și ai zis... Eu și viața sexuală mi-am început tot destul de matură fiind deja și nu aveam chestia asta de... Eu ne-aduc aminte când trebuie să... Dar n-aș trebui să duc toți oamenii de farmacie și... Vă rog, ce doriți tu așa? Eu am avut tot timpul ideea asta, mie e foarte incomod să fac unele lucruri, dar eu undeva în cap îmi spun, măi, ți-e incomod, dar tu asta trebuie să faci, să demonstrezi ție că tu asta poți să faci. Adică nu societatea te impune pe tine să faci nicio, dar tu impui societatea. M-am dus la farmacie și l-am cumpărat. Ei, da, serios, e că așa te-ai dus, fără rușine, fără... Cu rușine, dar l-am cumpărat. Acum ai zis. Ei, nu-ți mint. Și rușinoasă asta, iau, la noi profa de biologie era mega crutaia. Ea nouă ne-a explicat că, văpșe, oamenii printr-o nouă trebuie să aibă niște prezervative la dânșii, că nu se știe niciodată. Cum ai aflat ce e menstruația? Dar cum ai fi preferat să afli? Am aflat exact cum am spus mai înainte. A venit și s-a întâmplat. Cum aș fi preferat? Aș fi preferat menstruația să fie una dintre metodele mele de apropiere și de confidență cu cel puțin maică-mea. Când s-a întâmplat, atunci am aflat. Și nu, nici măcar nu a vorbit maică-mea cu mine, dar a vorbit sora-mea. E mai mare cu 12 ani. Și atunci era taman, nu știu câți ani avea, era mare. Pentru mine, eu vedeam tare mare. Bineînțeles că aș fi preferat să aflu de la mama mea sau de la cineva din familie sau de la o prietenă mai mare. Dar partea bună e că am avut o profesoară care a luat treaba asta în serios și și-a asumat să informeze toate fetele. Eu cred că idei despre asta avem încă din școală. Toți colegii de clasă probabil la un moment dat vorbeau despre asta. Dar cred că anume când chiar am înțeles și iasă și mai departe, a fost iarăși cu primul meu prieten, prima dragoste. Eu am o soră?
Care... Mai mare, mai mică decât tine? Mai mică, da. Așa. Care diferența de vârstă? Un an și 7 luni. Uh-huh. Și când adânsă s-a întâmplat asta, e venit la mine și... Dar e cum? Era... nu era tare panicat, pentru că eu văzut la mama, eu chiar mă ducem și cumpăram pe mine, mama mai trimite. Da, da, da. Și era gen... E știe și asta. Ce metode de contracepție preferi? Clasicul, prezervativul. Cred că prezervativul nu sunt adepta contraceptivilor. Prezervativele. Cele, cum am spus, fără mirosuri, fără gusturi, culori, fructe, nu știu ce acolo. Din toate metodele pe care le-am încercat, iar eu am încercat elementarul clasicul prezervativ, pastile contraceptive și sterilet, prezervativul s-a adeverit a fi cea mai safe și cea mai inofensivă pentru sănătatea mea formă de contracepție. Pull-out. Ce? Când îl scoți și... Da, cea mai sigură, malăveț. Dar eu tot o prefer pe dânsa. Dar normal, standard, prezervativ, altceva și poți să mai faci. Nu poți, nu știi niciodată. Visele umede. Așa. Ți-a explicat cineva ce-s alea? Îți spun așa pe de dreptul, da? Te rog, vise umede asta când... Așa. Da. Tu visezi, practic faci sex. Nu, eu cred că asta-s visuri erotice, dacă asta nu e corect, atunci eu sunt mare loc de 31 de ani. La fel, la lecția de educație pentru viața de familie, băieții erau foarte rușinoși. Efectiv, toți vreau la baie. Spate la viceu, spate la viceu! Am aflat și toate detaliile deja dintr-o carte care a fost foarte strategic pusă de mama mea pe o poliță în camera mea, respectiv. Eu... Îți amintești cum se numea cartea? Mușină și jenșină. Eu știu că la bărbați sunt, da. Când au poluție, nu? Da, așa, da. Corect vorbind. Cu poluție? Așa se numește. Poluție, da. Și asta este involuntar și asta... Dar nu neapărat că e de la un vis. Câți ani aveai când ai descoperit pornografia? Plus minus 11 sau 12 ani. Eu cred că tot așa, plus minus, poate tot așa vreo 10-11. Eu foarte târziu am văzut un film porno, dacă sincer. Eu cred că aveam vreo 17 ani. Dar nu mi-aduc aminte câți ani aveam. Da, sau în ce context, sau... Chiar nu mi-aduc aminte. Eu, în primul rând, apropo, am privit, cred că o dată sau de două ori pornografie. Eu nu sunt... Nici fană. Da. Viorel, bineînțeles, era printre primii care avea acasă Vidic. Și noi, bineînțeles, am găsit după șifonier caseta ascunsă cu un film, eu chiar țin minte din numirea filmului, îmi pare că se numește Caligula. Înainte ca noi să avem calculatoare, noi suntem mulți verșori în Răzăni. Unul din unchii, mătușile noastre, aveau niște reviste acasă, cu... erau sigur reviste străine din undeva adus, dar eu, cum mi-aduc aminte în memoria mea, adică era foarte sexual, foarte grafic tot acolo, adică gen și crăcănată, și așa, și anatomia din toate părțile o învățai. Ilustrațiile astea sunt făcute de Ana Grigorovska. Noi am făcut un sondaj în redacție, am colectat fraze clișeice așa care, da? Uh-huh. Fie s-a atribuit unui gen, fie altui gen. Vrem să le comentați, să ne spuneți dacă le-ați auzit vreodată în adresa voastră sau în adresa prietenilor voștri. Insiști să folosim prezervativ pentru că nu ai încredere în mine. Totally wrong pentru mine. E deranjant pentru că eu am fost omul care am spus chestia asta și înțeleg reacția care a urmat nu a fost tare pozitivă și înțeleg de ce nu a fost pozitivă. Eu pot să am încredere în el, dar asta nu înseamnă că eventual nu s-ar fi putut întâmpla o chestie pe care nu mi-o doresc și de ce să risc. Foarte tare mă deranjează și pentru mine asemenea situații prin care am trecut și eu au devenit motivația mea de a comunica cât mai devreme cu fetele mele despre puterea de a spune tranșant niște lucruri. Ai văzut cum e îmbrăcată? Normal că o fluieră bărbații pe stradă. Mă irită la maxim fraza asta. Niciodată n-am considerat asta un argument. Adică oamenii care sunt capabili așa azi, în anul 2021, să spună așa ceva, muzica asta încă în continuare există ca fenomen. Nu se poate de fluierat. Dacă vrei chiar, dacă ai interes chiar astea, fluieratul pe nimeni, eu cred că nu i-a plăcut să audă. Wow! Știi? Mie îmi pare asta foarte frustrant. Adică tu ca femeie vrei să arăți frumos în primul rând pentru tine, nu că este
șuiere alții. Asta ține de educație, cred că, știi? Da, cu siguranță ține de educație. Asta sunt oamenii needucați. Noi suntem, unde suntem? În džungle, sălbăticie. Dacă mă iubești, culcă-te cu mine. Vrei să spui ceva? Bullshit. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Cât de manipulator, așa-i? Da. Desertul. Dacă mă iubești, culcă-te cu mine, da. Iarăși, noi revenim la situația de mai înainte. Pe vremea mea erau tot felul de mituri în care dacă nu o să faci sex cu el, o să se îmbolnăvească. Ce să fac, o să se îmbolnăvească? Da. De ce? Din lipsa activității sexuale. Și cum o să dea băietul bacalaureatul dacă el nu face sex? Asta e cea mai tipă afirmație pe care am auzit-o vreodată. Eu am auzit-o numai în contextul în care cineva care o spunea era un om destul de manipulator. Короче, остаем манипуляры тупорылые. Толеранция зеро. Турним, бенешор, пунем у фил. Шигата. Ну да, ай фост кумба, дишь, опасат, форцат. По мене ними ну му опасат, шну му форцат. По мене импосибил сма пеш, шс му форцез.